Deci eu am intermediul politic. Aici ce se întâmplă în studio și îmi dau seama că dacă merge după ideea colegilor, nu trebuie să facem nimic, tot imposibil că suntem moldoveni și la nimic nu se întâmplă. Ceea ce nu este adevărat. Ba din contră, de a face sistemic, coerent și consecvent și nu a face haotic. Iată unde e problema. Nu este nimic haotic. Începi cu privetim, curăț CSM-ul, CSP-ul, CSJ-ul, apoi face evaluarea generală al judecătorilor. Nu este nimic haotic, este o logică în tot acest proces. Eu sunt de acord că trebuie să urmeze mai repede, trebuie să mergem înainte, să schimbăm fața justiției, pentru că oamenii, dumneavoastră spuneți că nu e important, că dumneavoastră negați istoria de sute de ani, modul în care s-a dezvoltat societățile. Societățile s-au dezvoltat pentru că sunt reguli clare pentru toată lumea și nimeni nu e mai presus de lege. Și asta să încercăm și noi să construim Republica Moldova. Pentru că investitorii trebuie să meargă paralel. Paralel, reforma justiției, dar paralel trebuie să mergem cu reforme în domeniul economic, de atras investiții, deschis locuri de muncă, creăm bunăstare cetățenilor. Nici investitor nu o să vină Republica Moldova. Bun, ei vin, dar dacă vrem să fie mai multe investiții, trebuie să fie clar că dreptul de proprietate sunt respectate, că avem progres, pe exemplu, frauda bancară și pe alte lucruri. Deci sunt chestii fundamentale.